Norocul nostru în emisiunea matinală se numește Vlăduț. Vlăduț știe să facă, dar mai ales să desfacă poftele, cât și sucurile gastrice. Vlăduț, bună dimineața! Bună dimineața din nou! Pentru că afară plouă, am și o rețetă perfectă. Asta înseamnă că un pic de tot petrecem mai mult timp în bucătărie. Pentru astăzi, un escalop, i-am spus escalop fermecat, pentru că la mine totul este fermecat și magic. În primul rând, am nevoie de mușchi file sau, de exemplu, dacă nu vă place carnea de porc, puteți alege foarte bine un piept de pui. Carnea, după ce se condimentează, cu ajutorul unui ciocan de șnițele, se aplatizează, astfel încât să devină foarte, foarte subțire, se pudrează cu făină, iar apoi se rumenește lejer pe o parte și pe cealaltă. Se adaugă ciupercile champignon, pe care le tai în feliuțe foarte subțiri, apoi totul sting cu vin. În momentul când este bine pătrunsă carnea, ciupercile se pătrund foarte repede. Am să adaug niște parmezan, o lingură sau două de smântână și un pic de brânză topită, pentru că vreau să-mi lege sosul foarte, foarte bine, Dani. Ce vin alegem, Vlăduț, atunci când lucrăm cu carne? În momentul când gătim cu vin, nu este foarte important să alegem un vin scump, pentru că nu avem nevoie în sosul respectiv decât, practic, de aroma și de gustul vinului. Nu-l consumăm ca atare. Așa că putem să alegem un vin de masă, clasic, destul de ieftin. Poate chiar un vin dulce, cum ai ales tu. Vin alb dulce. Un vin demi-dulce. Da, e bine. Sigur că da. Și ce ne rămâne? Exact. Așa cum am spus, adaug parmezanul spre sfârșit, pentru că vreau ca sosul să aibă un gust intens. Apoi totul am să servesc cu niște cartofi în coajă. Îi prepar în coajă cu rozmarin la cuptor, dar la cartofi îi umeziți bine cu apă, îi presărați cu multă sare grunjoasă, eventual un pic de zahăr brun, astfel încât să fie ușor sărați și ușor dulci. În felul acesta, cartofii sunt mult mai savuroși. Îi dați la cuptor alături de câteva crenguțe de rozmarin până se pătrund și serviți alături de, evident, de escalopul fermecat. E greu să spui râu după ce ți se inundă gura.